După vremea caldă din ultima săptămână, temperaturile au scăzut mai ales noaptea, iar în peisaj au reapărut ploile și frigul. Ultima duminică de martie a adus cod galben de vânt care a suflat și cu 100 de km pe oră în zona de munte, din județele Argeș, Prahova, Dâmbovița și Gorj. Din cauza condițiilor meteo, la Sinaia, domeniul schiabil de la cota 2000 a fost închis. Primăvara va fi capricioasă și în zilele următoare meteorologii au emis o informare cod galben de vreme rea valabilă până miercuri seara. Un val de aer polar va intra în România prin partea de vest și aduce precipitații care vor cuprinde treptat cea mai mare parte a țării. Vor fi ploi, iar din a doua parte a nopții de luni spre marți, îndeosebi în jumătatea de nord, se vor semnala precipitații mixte, măzăriche la Poviță și Nisoare, iar la munte vor predomina treptat ninsorile, și local se va depune strat nou de zăpadă. Săptămâna începe și cu un cod galben de vânt puternic, iar marți și miercuri vremea devine rece pentru această perioadă în toată țara. Noaptea vom avea chiar și temperaturi negative. Fiind o masă de aer foarte rece, își va face apariția atât bruma cât și înghețul la sol în zonele în care temperaturile de peste noapte vor coborâ spre minus 3, minus 5 grade, în zonele de presionare chiar și mai scăzute. Variațiile bruște ale temperaturilor reprezintă un stres pentru organism, avertizează medicii. Cea mai importantă dintre amenințări reprezintă apariția unor infecții virale. De asemenea, în cazul persoanelor care se află la risc sau cei care au anumite boli cronice, acestea pot fi decompensate tocmai datorită stresului termic la care este supus organismul. Este bine ca să-și monitorizeze tensiunea arterială, pulsul, temperatura, tratamentul să fie urmat cu criterii, regimul de viață să fie unul echilibrat. Vremea caldă revine din a doua parte a săptămânii, când ne vom bucura din nou de temperaturi generoase, chiar și de peste 20 de grade Celsius în zonele din sudul țării.